Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă aveți Biblia cu voi, aș vrea să o deschideți la a doua carte din Scripturi, la cartea Exodului, la capitolul 33, de unde voi citi dintr-o foarte cunoscută rugăciune, rugăciunea lui Moise, începând cu versetul 12. Exodul, capitolul 33, versetul 12. E o rugăciune în care Moise îi spune lui Dumnezeu doar atât: Doamne, tot ceea ce îmi doresc pentru mine și poporul pe care îl conduc este prezența Ta. Pentru că știu că binecuvântare pentru mine înseamnă să fii Tu prezent cu noi. De aceea, în versetul 12, Moise i-a zis Domnului: Iată, Tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă Tu ai zis, eu Te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale. Atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul Tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dignă. Moise i-a zis, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Repet încă o dată propoziția aceasta. Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul Tău de toate popoarele de pe fața pământului. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și Te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava Ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului, adică a lui Adonai înaintea Ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Amin. Vă rog să vă așezați. Vă las să vă așezați puțin, să respirați. Nu știu, oare se aude mai bine microfonul ăsta? Îl încercăm? Cred că se aude ceva. A, e altfel. Nu i-am auzit vreodată pe oameni întrebându-se, Doamne, de ce atunci când lucrurile merg bine în viață? De obicei, întrebarea asta, interogația aceasta apare când lucrurile merg mai prost. Și atunci îl întrebăm pe Dumnezeu, retoric sau nu, Doamne, de ce? De ce am pierdut banii aceștia? De ce sunt bolnav? De ce copilul e în spital? N-am auzit sau n-am pomenit pe cineva întrebându-l pe Dumnezeu, Doamne, de ce? De ce sunt așa de sănătos? Că nu prea merit treaba asta. De ce am câștigat banii ăștia? Că nu prea-i meritam. N-am lucrat chiar atât. De obicei ne întrebăm de ce atunci când lucrurile cumva merg în viața noastră așa cum nu ne-am fi dorit. Textul pe care l-am citit e o rugăciune. E o rugăciune rostită probabil de cel mai mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dacă tot ne plac clasamentele, lui Dumnezeu nu prea-i plac, dar nouă oamenilor ne plac. Și dacă ne uităm la Moise, Moise îi spune lui Dumnezeu, Doamne, noi nu suntem aici ca Tu să vii cu noi mai departe, dar Te rugăm. Tot ceea ce ne dorim e prezența Ta. Moise face rugăciunea asta într-un anumit context. Contextul în care, după ce Domnul l-a chemat pe munte ca să primească legea, evreii și-au făcut un vițel de aur, s-au închinat în fața acestui vițel de aur. Acum știu că în mintea noastră din secolul 21 ne gândim cum au putut să se închine în fața unui vițel de aur, dar gândiți-vă că evreii aceștia au fost într-o robie de aproximativ 400 de ani și acolo, odată cu opinile locului, au împrumutat și unii dintre zei. Și
Vițelul ăsta de aur era de fapt o zeiță, zeița Hațor. Ei s-au închinat în fața acestui zeu după ce Moise cumva a dispărut de pe radarul lor 40 de zile și în timpul ăsta și-au creat un Dumnezeu al lor. Asta merge mai bine. Cred că o să fie harul mai mare la microfonul ăsta. Merge 2-10. Nu știu de ce zic toți cântăreții 2-10, dar am învățat și eu treaba asta. Erau ca notele mele la matematică. 2 și după aia 10. Mă salvam. Merge? Merge. Recapitulez. Așadar, evreii și-au creat un Dumnezeu al lor și în contextul acesta Dumnezeu îi spune lui Moise, poporul acesta e un popor răzvrătit. M-am hotărât să-i lepe de la fața mea. Dar pentru că eu am promis că o să vă duc în Canaan, eu însumi nu voi mai veni cu voi. Voi trimite un înger să vină cu voi. Dar eu nu mai vin cu voi. Și Moise îi spune lui Dumnezeu atât. Doamne, pentru noi nu e important Canaanul. Pentru noi e importantă prezența ta. Preferăm mai degrabă, Doamne, prezența ta și să rămânem în deșert, pentru că deșertul se va transforma în Canaan. Decât mai degrabă să ajungem acolo la lapte și miere, dar fără tine, laptele și mierea nu contează. Slujesc într-o biserică, se numește Biserica Lumina, îmi fac și o puțină reclamă la biserică, nu că ar fi necesar, în Oradea. O biserică ce de la început am avut în plan să ne ocupăm de persoanele cu dizabilități. Aducem în fiecare duminică în căruciorul cu rotile mai mulți oameni care n-au pășit în adunare ani de zile. Și am avut proasta inspirație să vorbesc, știți că noi predicatorii câteodată suntem pe pilot automat, mai ales cum rapid trebuie să zicem ceva. Și am avut proasta inspirație la un moment dat să spun ceva ce eram obișnuit să spun și probabil că și la voi câteodată predicatorii mai fac greșeala asta. Am spus așa, fraților, noi avem mâini, avem picioare, suntem binecuvântați de Dumnezeu și mi-au căzut ochii pe cei care erau în căruciorul cu rotile. Și în momentul când i-am văzut, mi-am dat seama că am spus o prostie. Pentru că urma să spun spre deosebire de alții care nu. Și în clipa aia m-am gândit așa. Doamne, sunt oameni care au picioare și se pot folosi de ele, dar astăzi nu sunt la biserică, sunt plecați în altă parte, au altă treabă. Oare oamenii ăia nu-s binecuvântați? Oamenii ăștia în căruciorul cu rotile nu-s binecuvântați? Până la urmă, cine e mai binecuvântat? Și mi-am dat seama, știam teologic, teoretic, că a fi binecuvântat de Dumnezeu înseamnă un singur lucru. Să fie Dumnezeu prezent în viața ta. Indiferent de circumstanțele vieții. Că de fapt binecuvântare înseamnă un singur lucru. Doamne, se roagă Moise aici, vreau prezența ta. Dragii mei, m-am uitat la voi, sunteți toți foarte tineri, v-am predicat zilele acestea la greu. Cea mai scurtă predică a fost de un ceas și 10 minute, așa că o să vă scutez de prea mult vorbit astăzi. Trebuie să fiți și botezați, că de-aia sunteți aici, nu să mă ascultați pe mine vorbind. Dar uitându-mă la unii dintre voi, nu știu, v-ați prezentat fiecare dintre voi și sunteți la vârsta asta tinereții, uitându-vă la voi mi-am adus aminte de un băiat de 21 de ani, de la care în mod practic am învățat această lecție, că un singur lucru contează, un singur lucru te face deosebit, un singur lucru te binecuvântează și acest lucru e prezența lui Dumnezeu în viața ta. Un băiat pe care l-am vizitat la secția de oncologie din Cluj, când trebuia să zbor din Cluj înspre, nu mai știu, undeva înspre Spania, părinții lui m-au rugat să mă duc să fac rugăciunea cu ungere, cu un de lemn, în nădejdea că Dumnezeu îl va vindeca. Eu când am ajuns să-l vizitez, băiatul avea, așa cum v-am spus, 21 de ani, erau într-o secție în care majoritatea erau într-o stare terminală. Și băiatul mi-a zis așa, frate pastor, fă-mi ungerea cu un de lemn, dar eu știu că în câteva săptămâni voi muri. Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că plec din lumea asta. Dar să știți că nu sunt trist absolut deloc, pentru că știu în ce direcție mă duc. Am stat cu el vreo câteva ore. Avionul urma să zboare ceva mai târziu. Și am stat împreună cu el câteva ceasuri.
și am învățat de la el, în modul cel mai practic, a fi binecuvântat de Dumnezeu înseamnă să-L ai pe Dumnezeu prezent în viața ta. Mi-o cânta și două cântări. Acum voi ați cânta și voi. O cântare este, o știți? Stânca mea e Hristos. Știți cântarea asta? Și o altă cântare zice așa: Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc din inimă. Știți cântarea asta? Zice așa: Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă, Eu te iubesc, Iisuse, drag din inimă, din inimă, din inimă, Eu te iubesc. Și versul 2 zice: Îți mulțumesc, Iisuse. Hai să cântăm împreună. Îți mulțumesc, Iisuse, Îți mulțumesc, Iisuse, Îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, Îți mulțumesc, Iisuse, Îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă, Îți mulțumesc, Iisuse, drag din inimă, din inimă, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, drag din inimă, Eu te urmez, Iisuse, Eu te urmez, Iisuse, Eu te urmez, Iisus, din inimă. Eu te urmez, Iisuse, Eu te urmez, Iisuse, Eu te urmez, Iisus, din inimă. Și să zicem cu toții: Din inimă, din inimă, Eu te urmez, Iisuse, drag din inimă, din inimă, din inimă, Eu te urmez, Iisuse, drag din inimă. Pentru că a fi binecuvântat de Dumnezeu înseamnă să-L ai pe Dumnezeu prezent în viața ta. De aceea Moise face rugăciunea asta și spune lui Dumnezeu: Doamne, nu-mi doresc nimic altceva. Nu vreau Canaan, Doamne, ci vreau prezența Ta. Pentru că ceea ce mă face pe mine deosebit nu-i titlul meu de evreu, nu-i titlul meu de lider, ci ceea ce mă face pe mine deosebit e prezența Ta. Care sunt lucrurile care ne deosebesc? Și la întrebarea asta voi răspunde foarte succint, cât pot eu de scurt în calitatea mea de evanghelist bihorean. Sunt trei răspunsuri în textul acesta. Prin ce vom fi noi deosebiți? Prin ce vor fi oamenii ăștia deosebiți în afară de faptul că sunt îmbrăcați în haine albe? Primul lucru e ceea ce spune Moise, rugăciunea lui. Zice: Doamne, poporul acesta, neamul acesta, nu uita, e neamul Tău. Pentru că primul lucru care ne face pe noi deosebiți e identitatea pe care o primim de la Dumnezeu Tatăl prin credința noastră în Hristos Iisus. Moise zice aici lui Dumnezeu în rugăciunea lui: Doamne, neamul acesta este poporul Tău. Al doilea lucru care ne face pe noi deosebiți și al doilea lucru care îi deosebesc pe evrei de toate celelalte națiuni atunci când Dumnezeu e prezent în viața lor, Moise zice: Doamne, arată-mi căile Tale. Pentru că al doilea lucru care ne deosebește este direcția noastră. Și trei,
Doamne, vreau să văd slava Ta. Adică, Doamne, vreau să Te văd pe Tine. Și Dumnezeu îi zice, Moise, e bine că vrei să mă vezi pe mine, dar nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Pentru că al treilea lucru pe care îl primim în calitate de copii ai lui Dumnezeu de la El, sunt experiențele cu El, dar care sunt limitate, oricât de mult le-am vrea noi penticostale să fie tot mai mari și tot mai grozave. Trei lucruri, vă mai aduceți aminte? Identitate, direcție, experiențe. Mai zic o dată și o să vă spun să predicați, că altfel n-am nicio șansă. Identitate, direcție, experiențe. Repetăm împreună. Identitate, direcție, experiențe. Cred că a doua oară o să iasă și mai bine. Haideți încă o dată. Identitate, direcție, experiențe. Dar știți ce e interesant în ceea ce spune Moise? Înțeleg că identitatea noastră este determinată de apartenența noastră. Nu întâmplător în Noul Testament lucrul acesta este reafirmat. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Știți de ce? Pentru că Moise se roagă așa: Doamne, poporul acesta este poporul Tău. Acum, cei care sunteți din România, de la țară, vă aduceți aminte că identitatea noastră era determinată de apartenența printr-o întrebare simplă. Cine își mai aduce întrebarea? A cui ești tu? Știți întrebarea asta? A cui ești tu? Ăștia tineri probabil că nu au cum să știe, dar când eu mai făceam câte o chestie nasoală, nu de obicei nu făceam eu, frații mei făceau, dar dacă se întâmpla să fac eu câte o chestie nasoală, bătrânii satului, care funcționau ca radare, ca și camerele de filmat, se uitau și mă întrebau semi-amenințător: a cui ești tu? Și atunci, știți cum mă reperau? Ziceam porecla a florii vilii hapolului din capătul satului. Oamenii știau identitatea mea în funcție de apartenența mea. Întrebarea mea este: a cui ești tu? Oamenii ăștia îmbrăcați în haine albe astăzi declară un singur lucru. I-ați văzut cum stângați, cum au spus. De astăzi au zis salutul regulamentar, pacea Domnului, și după aia au spus: de astăzi vreau să-L urmez pe Domnul. Vă mai aduceți aminte? Sau cred că n-ați uitat. Identitatea noastră este determinată de apartenența noastră. Apostolul Pavel, când vorbește celor din Galatia, spune: prin credința voastră în Hristos Iisus sunteți fii ai lui Dumnezeu. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spune Ioan, în 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dar nu numai că ne numim, și suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar identitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu este determinată de apartenența noastră. Adică suntem cine suntem în funcție de cui aparținem. De-aia o să te întreb până la sfârșit: a cui ești tu? Și dacă ești al lui Dumnezeu, lucrul ăsta ar trebui să arate mai mult entuziasm. Știu că sunteți obosiți. Știu că e cald, da. Știți ce vreau să vă povestesc? Mi-aduc aminte când am botezat acasă un băiat cu numele Marius, care era bolnav de cancer la stomac și care mi-a povestit cum s-a pocăit. S-a pocăit fiind singur în spital, după ce a fost diagnosticat cu cancerul ăsta la stomac, nu l-au mai vizitat prietenii, doar un grup de la Biserica Penticostală din localitatea respectivă l-au vizitat. Grupul s-a dus în spital cu acordeoane, i-ați văzut pe ei noștri, saxofoane, nu prea e bine în spital să mergi cu acordeonul și saxofonul, cu oamenii bolnavi acolo. Și foarte simpatic mi-a povestit, zice: abia m-a așteptat să termine cântarea, că eram obosit, eram bolnav. Dar la final, unul dintre ei mi-a dat un Nou Testament și mi-a zis: citește Evanghelia după Ioan să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Atât. Zice, băiatul ăla săracul se vedea că s-a pregătit din greu să spună propoziția asta. Era evident că are emoții. Doar atât. Noul Testament, ceea ce puteți să faceți oricare dintre voi, mi l-a întins și mi-a zis doar atât: citește Evanghelia după Ioan, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Toată noaptea mi-a zis, n-am făcut altceva decât să citesc Evanghelia după Ioan. Toată săptămâna am citit Evanghelia după Ioan și abia m-am așteptat să treacă săptămâna, să vină din nou pocăiții, să termine cu cântarea și să-mi vorbească despre Iisus. Mi-am dorit să-i fac botezul, pentru că și el și-a dorit lucrul acesta,
a fost foarte simpatic, era slăbit din cauza bolii și a zis că vrea neapărat să fie botezat prin scufundare. Pentru că el a învățat că, de fapt, cuvântul botez, baptizo, grecește, știu toți acum, înseamnă a fi scufundat. Și el mi-a zis, neapărat vreau să fiu scufundat. Vreau să mă denunț în fața voastră și să mărturisesc că sunt botezat a doua oară, în sensul în care m-am botezat odată cu el și eu. Adică l-am luat în brațe, l-am scufundat, m-am scufundat și eu odată cu el. Vă mărturisesc că rare ori am văzut pe cineva atât de bucuros ca și pe omul acesta, ieșind din apa botezului. Spunea fratele Florin aici că de obicei oamenii când îți botezați, după ce îi scoți, îți uzi, nu prea bucuroși neapărat. Eu rare ori am văzut pe cineva plângând de bucurie, așa cum l-am văzut pe el. Nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că neapărat trebuie să plângeți de bucurie astăzi. Dar vă spun ceva. Faptul că aparținem lui Dumnezeu ar trebui ca lucrul acesta să creeze în sufletul nostru entuziasm, bucurie. Celor care sunteți botezați mai de mult, vă înțeleg cumva, sunteți din inerție. Dar vreau să vă aduc aminte, ție, Doamnă, ție, soră dragă, ție, frate drag, ție, domnule drag, tu îi aparții lui Dumnezeu. Tu ai o nouă identitate în Hristos. Ai primit harul, adică favoarea pe care noi nu o meritai, de a fi numit copil al lui Dumnezeu. Și nu numai că te numești, și ești. Și lucrul acesta ar trebui să creeze în sufletul tău entuziasm și bucurie. Să fii gata în această zi să spui, lăudat să fie Domnul, glorificat să fie Dumnezeul meu care m-a smuls de pe drumul care mergeam spre iad, cu toate că nu meritam, cu toate că n-am fost mai deștept decât alții, cu toate că n-am fost mai luminat decât alții, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt mi-a luminat înțelegerea și am priceput că sunt păcătos, că am nevoie de Iisus Hristos, că am nevoie să fiu salvat. Am înțeles că drumul pe care mergeam spre moarte și spre păcat și spre iad, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin credința în Hristos Iisus mi-a schimbat identitatea. Amin. 1. Identitate, da. Punctul 2 și 3 mai am. Moise se roagă, Doamne, arată-mi căile tale. Pentru că al doilea lucru pe care îl primim noi de la Dumnezeu și care ne face deosebiți este direcția lui. De asta Moise se roagă și spune lui Dumnezeu, Doamne, până în momentul de față Tu ne-ai călăuzit printr-un stâlp de nor, printr-un stâlp de foc, dar de astăzi încolo, Doamne, Dumnezeule, vreau ca Tu și cu prezența Ta să ne dai mai departe direcție. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, voi ăștia care porniți acum pe drumul pocăinței și a credinței, Dumnezeu e Cel care ne dă direcție în viață. Mai zic o dată, Dumnezeu e Cel care ne dă direcție în viață. Întrebarea mea este, cum ne dă Dumnezeu direcție în viață? În modul cel mai practic, sunt foarte multe mijloace prin care Dumnezeu ne dă direcție în viață. Ca de exemplu, spune Scriptura în Iov 33:14 că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul ce face? Nu ia seama. Dumnezeu ne vorbește prin evenimentele din viața noastră. Câteodată Dumnezeu ne vorbește inclusiv prin natură, cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Nu există predicator mai bun decât cerurile. Prin evenimentele din viața noastră, da. Uite, un tânăr din Germania, în urmă cu ani de zile, îmi trimite o poză cu un accident de mașină. Mașina lui era praf, fotografiată de undeva de sus, de pe un pod. Mașina era ca o cutie de conserve. Era rotundă, nu mai era în formă de mașină. Un singur loc era intact, cel de la șofer. El a făcut poza de pe pod ca să se poată observa treaba asta. Am luat poza, am pus-o pe videoproiectorul bisericii și le-am spus oamenilor din biserică ce i-am răspuns acestui tânăr. I-am zis așa, nu vezi că locul de la volan e în forma mâinii lui Dumnezeu? Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul, dar noi nu luăm seama. Eu văd și în biserică, de asta mai iau microfonul și mă mai apropii așa de oameni, că măcar prin apropiere se văd au emoții. Mulți nu iau seama. Noi predicatorii tindem, când voi nu luați seama, să ridicăm tonul, crezând cumva că ridicarea tonului substituie puterea argumentului. Niciodată nu se întâmplă asta, dar măcar oamenii se sperie puțin. Dar vreau să vă spun, dragii mei, un lucru în această zi. Că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care nu ne lasă lipsiți de direcție. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care prin tot ce se întâmplă în viața noastră ne dă direcție, inclusiv prin lucrurile bune din viața noastră. Biblia spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la un singur lucru. Nu să stai nepăsător, ci te îndeamnă la lacrimi
și la pocăință. Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă dărnicia pentru un copil care a primit de la mine în bani românești două fise de 50 de bani. Atât aveam în buzunar și tot mi-a cerut: nenea, n-aveți nici de bani, n-aveți nici de bani. Și tot mă bătea la cap, și când mă bătea la cap mi-a fost rușine să-i dau banii aia, da? Ca să scap de el am scos ce bani aveam în buzunar, cele două fise de 50 de bani, i le-am dat, mi-a fost și rușine și am dat să fug de acolo. Băiețelul acesta, care avea niște haine cu două numere mai mari pe el, era înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, în urmă cu câțiva ani de zile, o luat jumătate din banii primiți de la mine și o dat unui cerșetor care stătea acolo cu o cutie de carton în față și o zis: nenea, ia de la mine banii ăștia, că ție niciodată nimeni nu-ți dă nimic. Eu m-am oprit în dreptul acestei imagini și prin imaginea aceasta Dumnezeu mi-a vorbit despre dărnicie mai mult decât știam deja în mod practic și teoretic din scripturi, în mod evident, și din cărțile pe care le citisem. De ce? Pentru că Domnul ne vorbește când într-un fel, când în altul. Dar ce facem noi? Noi ne gândim la ale noastre, inclusiv aici în biserică. Doamne, arată-mi căile tale. Da, vreau să vă spun ceva. Prin asta veți fi deosebiți începând din această zi. Dumnezeu e gata să vă dea direcție. Prin tot ce se întâmplă în jurul vostru, Dumnezeu vă dă direcție. Amin. Dumnezeu dă direcție și prin... Și în primul rând Dumnezeu dă direcție prin cuvântul Lui Sfânt. Și v-am sfătuit și vineri seara: nu citiți Biblia la întâmplare, nu. Citiți-o în mod sistematic. Niciunul dintre noi nu ne hrănim la întâmplare. Domnul Iisus a spus că omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Niciunul nu cred că deschidem frigiderul, nu băgăm mâna în frigider și vedem ce se nimerește, cu aia ne hrănim. Unii cred că asta înseamnă să te hrănești din punct de vedere spiritual. Deschidem Biblia și apoi unde o nimerim? Nu. Fiecare parte din Scriptură este folositoare, dar nu egal folositoare în același timp. Știu că mai ales nouă penticostalilor ne plac anumite cărți, gen Daniel, Ezechiel, Apocalipsa, dar până când să ajungem acolo, cred că ar fi bine să înțelegem bine Evangheliile, Epistolele lui Pavel și așa mai departe. Vă sfătuiesc, citiți cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi în mod sistematic. Unul dintre cei mai mari părinți ai bisericii pe care îl iubesc foarte mult, numele lui este Ioan Gură de Aur. Omul acesta știa pe din afară Noul Testament și îl întreabă ucenicii lui la un moment dat: părinte, dacă îl știi, ce rost mai are că îl citești? Și el a zis așa: oare dacă știu rețeta înseamnă că nu mai mănânc? Că mulți sunt, bă, dar am citit odată textul acesta. De fiecare dată, mărturisiți voi cei care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată Dumnezeu îți revelează în mod nou. Nu înseamnă că adevărul din Scriptură se schimbă, el rămâne același, dar Duhul lui Dumnezeu accentuează anumită parte care ți se potrivește ție în momentul acela. Și printr-o propoziție, printr-un cuvânt, Dumnezeu îți vorbește. De asta vreau să vă spun ceva. Citiți în fiecare zi din Biblie. Știți cum vă sfătuiesc? Fiți așa, rugați-vă citind și citiți rugându-vă. Nu zic numai un frate, amin. Mai zic o dată. Rugați-vă citind și citiți rugându-vă. Pentru că există tendința asta unora de a lua doar pe rugăciune. Și dacă nu știți, rugăciunea e modalitatea prin care noi vorbim cu Dumnezeu. Biblia e modalitatea prin care Dumnezeu vorbește cu noi. De foarte multe ori ne place să o ținem doar într-o direcție. Unii o țin doar cu Biblia, alții o țin doar cu rugăciunea. Cel mai echilibrat mod de a trăi aproape de Domnul e acesta și de a primi direcție de la Domnul. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Dumnezeu ne vorbește și prin prorocii. Noi credem asta în calitatea noastră de creștini penticostali. Dar dacă vă uitați în Biblie, vă dau un exemplu. Fapte 21, 10 și 11. E acolo un proroc cu numele Agab care prorocește. Îi spune lui Pavel niște lucruri care se împlinesc milimetric. Nu îi spune dacă o să faci cu tare și cu tare lucru, nu se va întâmpla asta. Nu. El îi spune exact ce se va întâmpla. Eu vă spun din experiența aceasta de, nu doar de slujitor, de om crescut în biserica penticostală. De exemplu, la noi în familie, bunica la un moment dat a fost trimisă de doctori acasă. Eu am fost crescut de bunici în bună parte din copilărie. Mama a fost bolnavă în perioada aceea. Am fost prunci unul după altul și eu fiind cel mai mare am fost expediat la bunici. Asta se întâmpla în anii 80 în România. Și mi-aduc aminte că bunica, atunci când a fost trimisă de doctori acasă, pentru că doctorii nu mai știau nimic, nu mai știau ce să facă cu ea, era slăbită, ea și-a pregătit sicriul, că la noi în România oamenii se pregătesc mai mult de înmormântare decât de veșnicie. Sunt oameni care își pregătesc hainele de înmormântare ani de zile și le-au pus în pod.
Și îmi aduc aminte că era totul pregătit. Ne-au zis și cum să facă, eu zis lui bunicul și eu mi-aduc aminte și acum, cum să fie mormântarea, cine să predice, ce să fie. Și a venit în casa noastră un om al lui Dumnezeu, nu-l voi uita niciodată. Nu l-am văzut niciodată până atunci, nici după aceea. Casa bunicilor mei era gard în gard cu Biserica Pentecostală, motiv pentru care la noi poposeau și tot felul de oameni. Oameni chemați, oameni mai puțin chemați, cum era în vremea aia. Și omul ăsta a intrat în casa noastră, bunica era întinsă pe pat, slăbită din cauza bolii, ne așteptam să moară oricând și fără să ridice tonul, pentru că harul nu se măsoară neapărat așa, în modul cel mai simplu și direct eu zis așa: femeie, Dumnezeu m-a trimis la tine să spun că din această zi vei fi pe picioarele tale. Nu i-o zis, dacă postești, dacă te rogi, că nu mai avea ce să postească, săraca. De astăzi încolo vei fi pe picioarele tale. Bunica a început să râdă, fără să fie carismatică. Dar ea a râs zicând: mă, omule, până acum nu știu câți proroci, și avea un număr, nu mai știu câți, au văzut steag negru, că există categoria asta de proroci care numai steaguri negre văd. Numai steag negru. N-are cum să se întâmple ceva. Și mi-amintesc acum că bunicul a procedat cumva asemănător cu un episod din Vechiul Testament. I-a zis: mă, femeie, ce ți-a zis omul ăsta rău? Mare lucru, ia încearcă să te ridici. Și au zis: n-are cum. Și mi-aduc aminte că omul a plecat din casa noastră, nu l-a mai văzut după aceea, dar în acea zi bunica a pășit pentru prima dată pe picioarele ei după o perioadă lungă de timp. Acum nu vă imaginați că a făcut ture pe acolo în casă. Nu, a făcut primii pași. A doua zi ceva mai mult, a treia zi ceva mai mult și a trăit de la momentul ăla foarte mulți ani, până când am ajuns eu pastor, predicator. Când a murit ea, eu eram plecat în Australia, când a avut un atac cerebral. Au trecut mulți ani și trecerea ei din lumea asta n-a avut nicio legătură cu boala aceea. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi în acest fel. Slăvit să fie Domnul! Numai că atunci când Dumnezeu vorbește, sunt două calități. Dumnezeu vorbește clar, în afară de situațiile în care în mod intenționat Dumnezeu complică lucrurile pentru că anumiți oameni să nu priceapă, dar când Dumnezeu ți se adresează, El vorbește clar și El vorbește sigur. Slavă Lui pentru asta! Prin ce veți fi voi deosebiți? Prin faptul că începând din această zi aveți un Dumnezeu, și nu începând din această zi, din momentul în care ați decis să-L urmați pe Iisus Hristos și El a schimbat în voi ceva. Sufletul vostru a fost transformat prin naștere din nou și hainele voastre sunt albe ca semn al faptului că sufletul vostru a fost curățat prin credința voastră în Hristos Iisus. Dar din momentul acela El vă dă direcție și direcția Lui este clară. Noi ne place să le complicăm și nouă predicatorilor câteodată folosim cuvinte mai complicate. Pe Florin îl știu din când eram la facultate, el mi-a fost coleg mai mare. Eu eram anul 1 când el era anul 4. Eu mi-aduc aminte, în anul 2 de facultate am făcut practica pastorală în județul Ialomița și în Bărcănești, nu știu dacă știi, pe acolo, pe undeva. Mi-aduc aminte că am fost trimiși să predicăm într-o colonie de frați romi, de țigani. Și noi eram trimiși de la institut, toți la costum și cravată. Și când am ajuns acolo, biserica n-avea geamuri, n-avea uși. Aveau amvon, o masă. Noi, oamenii ăia săraci, ne-au așteptat. Cum au putut ei mai bine? Ne-au pus inclusiv porumb fiert pe amvon. Așa ceva n-am mai văzut în viața mea. Suc aveam pe amvon. Și oamenii îmbrăcați ciudați. Deci aveau niște haine, parcă toți cu două numere mai mici. Clădirea n-avea... arăta groaznic. Colegul meu, noi ne-am pregătit două predici. Colegul meu a avut o predică teologică, tocmai învățasem atributele lui Dumnezeu și a predicat despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu, nu voi uita, în vecii vecilor. Incomprehensibil înseamnă de necuprins. Deci când au zis doamnelor și domnilor, că ne era profesorul, nu mai spun acum, un Lazar Gog, așa, avea formula asta de exprimare, doamnelor și domnilor, onorat auditoriu, și ne-am uitat noi, doamnelor și domnilor, onorat auditoriu, și erau oamenii ăia săraci. Clădirea fără geamuri, fără uși. Și zice colegul meu, astăzi voi vorbi despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu. Incomprehensibil înseamnă ceva de necuprins. Se citea necuprinsul în ochii ascultătorilor.
Să uitau așa la noi. Eu, în timp ce el vorbea și avea pregătită predica, eu mi-am dat jos cravata așa încet. M-am ridicat în picioare și am citit un celebru text. Cine fura, să nu mai fure. Amin. Am zis, mă, porumbul ăsta de unde l-aveți? N-a zis nimeni nimic. Cine înșela, să nu mai înșele. Și așa mai departe. Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Nu-i spune Dumnezeu lui Adam, Adame, vezi că dacă mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, te vei îndrepta în mod inexorabil și implacabil înspre stingere neant. Și ar fi zis, Adam, Doamne, n-am înțeles nimic. Dumnezeu i-a zis, mănânci, mori, să pricepi. Pentru că atunci când Dumnezeu ni se adresează, El ni se adresează clar, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care dă direcție, dar și sigur. Pentru că toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Și v-am vorbit despre asta aseară. Nu uit, am participat odată la un botez, la un fost celebru interlop, care s-a pocăit la o predică rostită undeva la o biserică mare, într-un oraș din România. Omul ăsta, după terminarea programului, a venit la mine și mi-a zis, domnul pastor, zice, eu vreau să mă pocăiesc. Și vreau să stați cu mine aici în fața altarului, că el credea că am vonul un fel de altar, și să vă rugați cu mine până când simt că Dumnezeu începe să mă ierte. Omul avea bun simț, nu zic că mă iartă, că avea multe păcate. Am stat cu el vreo 15-20 de minute și după aia mi-a zis așa, eu când fac botezul nu vreau să predice altcineva, vreau neapărat dumneata. Nu mi-a zis dacă vrei, dacă poți. Numai la cât era de mare și de hotărât, am zis că n-am cum să contramandez, dacă mă înțelegeți. Au trecut vreo 4 luni de zile, l-au trecut frații prin toate cursurile de cateheză, că aproape puteau da diplomă de licență în teologie. Au trecut toate examenele posibile și omul săracu, în sfârșit, s-o calificat să fie botezat. Și cumva l-au botezat frații, cu toate că baptistierul nu era pe măsura lui, a fost destul de măricel, ui, la voi încăpeți bine. Omul era mai mare decât baptistierul, a fost o întreagă poveste să reușim să-l botezăm așa cum trebuie. După ce s-a terminat botezul, eram în față, eu cu el, biserica mare, 1000 și ceva de oameni în biserică, și prin mulțime văd că se face loc, așa dintr-o dată se deschide mulțimea ca Marea Roșie în fața lui Moise și a poporului, și în spate o femeie mică, de un metru și ceva, cu un batic în față, simplă, de la țară, făcându-și loc prin mulțime, dând din coate în stânga și în dreapta. Și când se îndreaptă înspre noi, văd că ja elan, și când îi dă o palmă la bărbatul ăsta peste spate, când îi dă o palmă, mie mi-a stat inima în loc puțin, pentru că Biblia spune să fim atenți la cei întorși de curând la Domnul. S-a pocăit el, dar de curând. Nu știi ce reacție are. Și îi dă o palmă așa și zice, îmi zice, frate, zice, ăsta e băiatul meu. Mă rog pentru el, nu mai știu de câți ani. Astăzi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și îmi dă femeia asta definiția nașterii din nou în modul cel mai practic. Deci am citit perspectiva multor teologi asupra nașterii din nou și cred că v-aș termina dacă v-aș da multe definiții teologice, dar ascultați ce definiție dă femeia asta. Zice așa, frate, zice, îl vezi? Zic, îl văd eu și toată adunarea, n-ai cum să nu-l vezi. Zice, uite, zice, mâna mea nu-i ajunge nici la guler. Și femeia micuță, el înalt. Zice, mâna mea nu i-a ajuns nici măcar la guler, cu toate că de câteva ori, zice, am vrut să-l prind de guler, la câte prostii au făcut. Dar mâna lui Iisus i-a ajuns la inimă. Dacă m-ar întreba cineva, v-am zis că noi predicatorii urmăm următorul principiu, dacă voi nu aveți întrebări, noi avem răspunsuri. Deci, dacă mă întrebați în această zi ce înseamnă, într-un fel, nașterea din nou, a zice asta. Atunci când mâna oamenilor nu-ți mai ajunge la guler, e o mână care ajunge la inimă. Și asta e mâna lui Iisus Hristos. E această transformare lăuntrică, cum spunea unul dintre teologii răsăriteni, de transformare de ADN duhovnicesc pe care Dumnezeu Tatăl o face în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Dar vreau să vă spun un lucru. Femeia asta mi-a zis, eu am știut întotdeauna că băiatul meu se va pocăi. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a promis asta. Și când Dumnezeu promite, tot ce promite e sigur. Pentru că direcția lui Dumnezeu întotdeauna e sigură. Prin ce vom fi noi deosebiți? Vă mai aduceți aminte? Identitatea noastră, care trebuie să ne facă mai bucuroși, care e determinată de apartenența noastră. Doamne, poporul acesta este poporul Tău și asta ne face pe noi deosebiți. Doi,
direcția noastră, Doamne, arată-mi căile tale, și trei, experiențele cu Dumnezeu. Pentru că Moise îi spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd slava ta. Poți să cânți o leacă mai, ca să mă apropiu de sfârșit, că deja trebuie să facem și botezul astăzi. De asta suntem aici. Mai hai să vă spun în legătură cu experiențele cu Dumnezeu. Tot timpul vrem experiențe. Gedeon zice, unde sunt experiențele de altă dată? Unde sunt minunile de altă dată? Aș vrea să vă povestesc felul în care m-am întors eu la Domnul, foarte succint, și cu asta voi încheia. Și am să vă mărturisesc ceva. Dacă mă întreabă frații câteodată, frate, tu întotdeauna simți, întotdeauna vezi, nu. Uite, ca de exemplu, astăzi eram destul de neliniștit, martor mi fratele Florin aici, cu gândul la ce se întâmplă și în biserica pe care o păstoresc, mă gândeam la că suntem aici, acum a fi, cum n-a fi. Dar eu nu merg doar pe ceea ce simt. Și vreau să vă spun, voi nu veți simți întotdeauna. Voi ar trebui să înțelegeți că trebuie să mergeți prin credință. Sunt momente când nu vezi nimic, când nu simți nimic, când nu-ți vine să vii la biserică, când n-ai niciun chef să citești din Biblie, când n-ai niciun chef să te rogi, și totuși în virtutea faptului că tu crezi, mergi mai departe. Cum am întors la Domnul? Aveam 17 ani. Că de asta m-am bucurat să văd pe unii aici acum, dincolo de faptul că sunteți foarte tineri, unii chiar mai tineri. Aveam 17 ani și ziceam că nu cred în Dumnezeu. Eram născut în familie de pocăiți, tata, mama, bunicul, bunica, străbunicul, străbunica. Neam de neamul nostru penticostal. Tata conducător de adunare, dar am ajuns la concluzia că citisem Friedrich Nietzsche. Voi ăștia care sunteți pe aici puteți să-l citiți direct în germană, mai bine nu. Care zice într-o carte care se numește așa, Grăita Zaratrustra, că Dumnezeu a murit, dar în realitate Nietzsche murise și Dumnezeu trăia. Și mi-aduc aminte că eram foarte pasionat de filozofia existențialistă, Jean-Paul Sartre, tot felul de filozofi. Dar în adâncul inimii mele mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să existe, și mergând pe stradă seara ziceam așa, Doamne, dacă existi cu adevărat, trimite-mi un înger să văd. Și închideam ochii și dacă închizi ochii, parcă vezi ceva. Treceam pe lângă ceva văruit în alb, ziceam, mă, poate a fi un înger. Și îi ziceam Domnului, Doamne, nu trebuie să-mi trimiți un înger care să aibă mult de făcut. Îngerul ăla care n-are multe de făcut în rai, trimite-mi-l mie să-l văd și o să fie de ajuns. N-am văzut nimic, n-am auzit nimic, și într-o seară când părinții erau plecați la lucru, plecați în sat, eu eram în apartamentul ăla comunist, citind o carte, știu că rușii nu-s la modă, cu toate că Austria, da, asta e altă poveste. Citeam o carte de Dostoevski, un scriitor rus, se numește Frații Karamazov, și acolo în cartea asta e un fragment care se numește Marele Inchizitor, ce ar face cu biserica cu Iisus dacă Iisus ar întoarce a doua oară. Și eu citeam, și în timp ce citeam, și acum vă spun, nu doar că am simțit, am trăit, e diferență între sentimente și trăire. Am trăit prin credință prezența lui Iisus Hristos acolo în camera mea. Era ora 11 seara când am început să strig cât puteam de tare. Există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Până în clipa aia ziceam, de ce să mă pocăiesc? Că n-am bătut pe nimeni prea tare, n-am făcut cine știe ce mari păcate, n-am niciun motiv să mă pocăiesc. Ce să regret eu? Că aveam 17 ani și n-am avut timp să păcătuiesc, că și dacă aș fi vrut să păcătuiesc, nu mă lăsa tata și mama, că erau lipiți de mine. Dar în momentul ăla, știți ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a început să-mi aduc aminte de toate păcatele pe care le-am făcut, inclusiv de, nu știu, împrumuturile nerambursabile din buzunarele părinților când nu erau pe fază. Duhul Sfânt îmi aducea aminte și începeam să plâng, și plângeam cu plânsul omului disperat care știe că nu se poate salva prin forțele lui. De la ora 11 până aproape la 4 dimineața, Duhul Sfânt n-a făcut altceva decât să-mi aduc aminte de toate păcatele pe care le-am făcut, și cu disperare veneam în fața lui Dumnezeu și spuneam, Doamne, am nevoie de Tine ca să fiu mântuit. Până în momentul ăla ziceam, n-am nevoie de Dumnezeu, nu există Dumnezeu, și dacă există Dumnezeu, El își vede de treaba Lui, eu îmi văd de treaba mea. Dar în momentul în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi cerceta inima, din momentul ăla am început să realizez de fapt că fără Dumnezeu n-am nicio șansă să fiu mântuit. La final, pe la vreo 4-5 dimineața, am simțit o fericire și o bucurie pe care nu vă pot descrie în cuvinte.
Mai târziu am aflat că bucuria asta se numește bucuria mântuirii. Mai târziu am citit ce spune David într-unul dintre psalmi, când se roagă și spune lui Dumnezeu: Doamne, întoarce-ți fața de la fără de legile mele și de la păcatele mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Aș vrea în această zi, dragul meu și draga mea, tu care ești aici și poate de multă vreme ai fost botezat și de multă vreme ai fost născut din nou, dar ai uitat de această bucurie a prezenței lui Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se atingă de sufletul tău și să fie reaprins această bucurie a prezenței lui Dumnezeu. Dacă ești în biserică și n-ai trecut niciodată prin experiența asta, ești creștin ortodox, ești creștin catolic, ești creștin baptist sau de altă confesiune sau penticostală, dar încă n-ai avut o întâlnire reală cu Dumnezeu și încă Dumnezeu nu ți-a schimbat sufletul, chiar în dimineața asta, la ceremonia la care particip, Dumnezeu se poate atinge de tine, Dumnezeu îți poate schimba și ție identitatea. Dacă acolo unde ești, ești gata în modul cel mai sincer și real să-i spui lui Dumnezeu: da, Doamne, cred că Iisus Hristos e Fiul tău care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele, cred că prin jertfa lui Iisus Hristos păcatele mele sunt iertate, cred că tu îmi poți schimba și mie identitatea, vreau începând din această zi să fiu copilul tău și începând din această zi cuvintele lui Ioan vor fi valabile și pentru tine. Ce dragoste ți arată Dumnezeu începând cu dimineața asta să fii numit copil al lui Dumnezeu, dar nu numai că te vei numi, ci numele Domnului Iisus Hristos vei și fi, slăvit să fie Domnul. Și de astăzi vei fi cu adevărat deosebit. Deosebit prin identitatea ta, deosebit prin direcția ta și deosebit prin experiențele tale cu Dumnezeu. Dragii mei, să vă țină Dumnezeu deosebiți. Amin.